Polițiștii călărășeni au efectuat șapte percheziții domiciliare pe raza comunei Dragalina. Din cercetări s-a stabilit că în perioada martie-aprilie 2019 cei în cauză ar fi procedat la contactarea telefonică a unor persoane care aveau anunțuri pe site-urile de vânzări, cărora le propuneau vânzarea unor cantități importante de motorină la prețuri avantajoase. Potrivit compartimentului relații publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș, tranzacțiile ar fi avut loc pe raza comunei Dragalina, unde victimele au fost prejudiciate cu suma de 5500 de lei, sumă achitată pe 1800 de litri de amestec de substanțe cu miros și culoare specifice motorinei. La data de 15 aprilie, trei bărbați cu vârste cuprinse între 22 și 36 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind depuși în centrul de reținere și arestare preventivă călărași.